Haideți să deschidem în Habacuc, în capitolul 3, pagina în Cornilescu 903 și să citim ultimul verset de pe pagină, de jos, versetul 17 și apoi următoarele. Contul Domnului spune astfel. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi, și câmpile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele, amin. Vă rog să reluați locurile. În seara asta mă bucur să fim împreună. Faptul că sunteți aici și sunteți în așa de frumos număr atestă dorul pe care îl aveți după Dumnezeu și asta este o bucurie pentru toți oamenii Domnului și zic Domnul să vă binecuvinteze. Tema pentru seara aceasta era credință în vremuri incerte. Am oscilat puțin uh, pentru titlul pe care vreau să îl dau mesajului meu. Poate să fie și titlul acesta pentru că se leagă clar de tema credinței dar dați-mi voie să pun o întrebare care să fie și titlul pentru fiecare dintre noi. Ce faci atunci când Dumnezeu nu vrea să explice? Ce faci atunci când Dumnezeu nu vrea să-ți explice sau să explice anumite lucruri? Și mă uit aici în Habacuc și e anul 607, înainte de Hristos, mai urmau să treacă vreo câțiva ani și Ierusalimul trebuia să fie luat, profetul Ieremia să-și scrie plângerile, oamenii să fie duși în robie, în captivitate. Problema nu era asta. Problema era că prorocului Habacuc, care avea un nume frumos, cel ce ține în brațe, a început Dumnezeu să-i descopere ceva, spune capitolul 1 cu 1. Și problema era următoarea. Dumnezeu i-a descoperit lui Habacuc că poporul va fi pedepsit și va fi dus în robie, dar Habacuc a început să-l întrebe pe Dumnezeu și, Doamne, eu totuși nu înțeleg cum de vrei să pedepsești pe poporul tău, dar printr-un popor mai păcătos decât el. De ce nu-l pedepsești altfel? De ce să nu vii ca pe Sinai și să îți vadă mărimea, puterea, focul tău? De ce? De ce să vină niște oameni ticăloși, niște oameni închinători la idol și să-și bată joc de noi? Și tot capitolul 1 și o parte din capitolul 2, primele trei versete din capitolul 2, deja vorbesc despre o credință incertă. Și ne răspunde Dumnezeu prin prorocul acesta, la întrebarea pe care am lansat-o, ce faci când Dumnezeu nu vrea să-ți explice anumite lucruri? Și primul răspuns extras din experiența lui Habacuc este aceasta, întreabă pe Dumnezeu și așteaptă. Întreabă și așteaptă. Asta trebuie să faci tu, trebuie să fac eu. Să întreb pe Dumnezeu și să aștept. Și în capitolul 1, priviți, Începe omul acesta, întrebare cauzală, întrebare temporală, întrebări de tot felul, până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți, până, până când mă voi tângui ție fără să dai ajutor. Pentru ce mă lași să văd și te și la nedreptate? Și nu s-a oprit el numai la atât. Pentru că, vedeți, capitolul acesta 1 continuat în capitolul 2, că până la urmă el întreabă și după aceea spune, m-am dus la locul meu de strajă și stau pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi răspunde la întrebarea mea, la problema mea. Întreabă și așteaptă. Este un prim răspuns și e aplicabil în viața mea, în viața ta. După ce el întreabă aceste lucruri, începe să aducă detalii. Și capitolul 1 parcă este o imagine, o hartă a timpului nostru. Și nu numai. La un moment dat el se uită și Dumnezeu îi spune în versetul 6 din 1. Voi ridica pe haldei, sunt popor turbat, iute, străbat în tinderi mari de țări, pune mâna pe locuință, e grozav, e înfricoșat, e așa, e așa, e așa. Și versetul 7 și versetul 11, și apoi o să vedem tot aici în capitolul 1 câteva tipuri de închinare. În 7 și în 11 ni se vorbește despre un prim tip de închinare, o primă formă de închinare, de atunci, dar și de acum. Și este închinarea în fața propriilor abilități. Versetul 7. Haldeii sunt un popor, un popor grozav și înfricoșat. Și atenție, numai din el însuși îi iese dreptul și mărirea. Versetul 11. Aprinderea îi se îndoiește, întrece măsura, se face vinovat, căci puterea lui o ia ca Dumnezeu a lui. Prima formă de întinare pe care o extragem și asta era dilema lui Habacuc. Pedepsești poporul tău, da, e vinovat, dar știați, mai vinovați. De ce prin ei? Uite cum sunt. Închinarea la propriile abilități. Asta era problema haldeilor. Și de ce să nu facem o aplicație și o paralelă cu vremurile noastre și nu numai, spuneam, și să extragem câteva idei despre umanism, despre ceea ce înseamnă închinare tip umanist. Știți ce înseamnă umanismul? Să-l iei pe om și să-l pui în centrul închinării. Încă din timpul Evului mediu și apoi din epoca modernă, vă amintiți omul acela pe care îl vedem pe multe sigle, pe multe inscripții, în multe cărți, în multe afișe. Omul ăla cu brațele așa, 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 că omul e măsura tuturor lucrurilor. Omul vitruvian, că Vitruvius l-a reprezentat așa, și l-a pus pe om în cerc, și omul poate să intre și în triunghi, poate să intre și în pătrat, în toate. Omul e măsura tuturor lucrurilor. Omul în centru. Omul în centru. Și apoi, mergând așa în istoria artei, în istoria filozofiei, amintiți-vă de uh, statuia aceea interesantă a lui Michelangelo cu David. Nici pe departe nu se mâna cu imaginile lui David din Evul Mediu. Imaginile clasice în care vedeai un păstoraș cu o harfă care cânta acolo. Da, nici pe departe. Acolo în statuia lui Michelangelo vezi un copil, un tânăr, n-are praștie, dar arată ca o praștie, și ceea ce pot să admir sunt formele, atât, formele tot, tot ce înseamnă forme. Din crește și până în talpă. Omul în centrul universului, umanismul. Și merge mai departe. Este o carte și chiar vă îndemn dacă aveți timp să o luați, să o frunzăriți, să o citiți. Francis Schaeffer, trilogia, foarte bună carte. Omul acesta a fost filozof, s-a pocăit în secolul trecut și a luat artele și a făcut așa o trecere în revistă a multor obiecte de artă și spune el în felul următor și are dreptate. Încă din uh, timpul antichității, pe anumite reprezentări, antichitate creștină vorbesc, pe anumite reprezentări de artă, îl găsim bună oară, spune el în cartea lui. Pe Iisus Hristos, prunc fiind și fugind cu tata și cu mama în Egipt. Și divinitatea, pruncul, Păi neasemui de mare. Față de tata care e mic, de Maria care și ea e mică, ca dimensiune în pictură, măgărușul nu mai zic, secerătorii spitici de tot, că se vede, era o legendă, că ei s-au dus acolo și după ce au trecut de, de secerătorii, aceia imediat lanul a înflorit, o, o da roadă și nu mai știu nimeni pe unde s-au dus și nu i-a mai găsit nimeni. Era o legendă. Dar tot, 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 tot în tablou este mic, pruncul e mare. Și merge autorul ăsta, Francis Sheffer, în istorie și identifică următorul lucru, următoarea anomalie. Încet, încet, pruncul sau reprezentarea lui Hristos devine tot mai mică, devine la nivelul tuturor oamenilor și în secolul 19, secolul 20 încoace, pruncul devine foarte mic, aproape inexistent și oamenii sunt centrul. Umanismul. Amintiți-vă de Nice. Nice. Nice e un cuvânt, un nume care se scrie cu nouă litere. Dacă n-ați știut, da? Omul ăsta, filozof german, care l-a inspirat pe Hitler să facă ce a făcut, gândiți-vă la lucrul ăsta, în cartea lui așa grăită Zaratustra sau Zoroastru, vorbește despre un om care coboară de pe un munte cu un șarpe în jurul gâtului, cu un șoim pe umăr și care în vale începe să vorbească și spune că a descoperit supraomul. Și că în univers numai Dumnezeu domnește, Dumnezeu a murit, El a descoperit pe supra-om. Și ăsta este umanismul. Și revin la noi, la noi. Pentru că avem un tip de închinare în zilele noastre în care să nu supărăm pe nimeni, nu mai predicăm contra păcatului, nu mai spunem lucrurilor pe nume, nu cumva să deranjăm pe cineva. De ce? În centru este omul. Și acest curent pătrunde și în biserici. Și mai aproape de noi, vă rog să priviți la toate cântările pe care le cântați și fiți foarte critici, buni critici să fiți, nu critici răi, răutăcioși, nu. Uitați-vă la toate cântările pe care le cântați și dacă apare mai mult uh, Pronumele personal sau numele meu sau eu sau așa mai departe în cântare, mai mult decât numele lui Hristos, mai mult decât Dumnezeu, și în centru sunt eu și eu să mă simt bine, nu știu dacă acea cântare e creștină, e umanistă, dar nu e creștină. Habacuc merge mai departe și începe să vorbească cu Dumnezeu. Îți spune, Doamne, ce cu ăștia? Haldei ăștia, Eu nu înțeleg. Îți turbați, sunt iuți, străbat în tinderi mari, îți grozavi, sunt înfricoșați. Ce să fac cu ei? Și descoperea ei și iară pune înaintea lui Dumnezeu și culmea că Dumnezeu nu i răspunde la această problemă. Nu îi răspunde. Îs zice, domnul, știi ceva? Scrie prorocia pe table să se poată citi ușor. Și atât. Că e o prorocie care se va împlini 100% și nu va întârzia. Fii liniștit. Atât îi răspunde Dumnezeu. Și Dumnezeu își rezervă dreptul de a nu-i răspunde lui Habacuc și mie își rezervă dreptul de a nu-mi răspunde și ție. Și merge Habacuc și descoperă un al doilea tip de închinare, tot aici în capitolul 1, în fața instrumentelor de lucru, să numim așa, sau în fața armelor. Versetul 16 De aceea aduce jertfe mrejei sale, aduce tămâie năvodului său. Aici armele lor și toată armata haldeie e, e închipuită ca printr-o metaforă, seamănă cu un năvod, cu o mreajă care se aruncă pe tot pământul și prinde oameni în ea. Armata, tehnologia, mă închin în fața propriilor mele instrumente. Mă pot închina în fața Scripturii și doar de dragul ei să nu mai găsesc pe Dumnezeu aici și am găsit oameni de genul ăsta, boala cercetărilor fără rost, de, 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 cercetare de dragul cercetării. Mă pot închina în fața instrumentelor, da? Eram și eu mai copil așa și eram curios și îmi plăcea cum cânta și Corea pe, 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 clape, pe pian, extraordinar, Jimi Hendrix ascultam și atunci, că îmi plăcea, da? Dar oamenii ăștia se închinau instrumentelor lor. De multe ori așa erau de absorbiți de, de instrument, că nu mai parcă vroiau să-l îmbrățișe, să-l sărute instrumentul ăla. A devenit un idol pentru ei. Și este o a doua orientare în închinare și anume materialismul. Vedeți? Materialismul. Mă închin materialului. A tot ce sună sau ce pot atinge. Și vine Domnul și zice nu. Este o carte, iarăși foarte interesantă, a lui Max Weber, Etica protestantă și spiritul capitalismului. În asta, filozoful ăsta de la începutul secolului 20 vorbește despre faptul că atunci când a apărut, nu protestantismul, că mai, mai târziu a fost adus termenul ăsta de protestant, dar reforma, reforma cu Luther, cu Calvin, atunci când a apărut reforma, de fapt ei au transmis o idee că biserica catolică, biserica tradițională, nu trebuie să dețină toate lucrurile și nu i-ai proprietara pământului, că fiecare are proprietatea lui privată și fiecare avem dreptul să avem proprietatea noastră privată. Plus că a venit Calvin cu uh, ideea aceea de predestinare și atunci dacă Domnul oricum a predestinat raiului, de ce să nu mă simt bine aici? De ce să n-am colțișorul meu de rai aici? Și Max Weber spune că, de fapt, reforma și protestantismul au dat naștere capitalismului și America stă pe fundament, pe fundament protestant. Și capitalismul care a venit din America stă pe fundamentul ăsta, probabil, posibil. Dar revenind la noi, revenind la noi, eu ca și închinător în Biserica lui Dumnezeu. Eu nu trebuie să mă închin băncii, pietrei, lemnului, cum spune aici în uh, capitolul 2, că piatra din mijlocul zidului, lemnul care leagă grinda, fiecare vorbește într-o zi. Eu nu trebuie să mă închin lucrurilor. Eu trebuie să mă închin lui Dumnezeu. Domnul să mă ajute să vă ajute și pe voi. Și vine Habacuc și al treilea lucru pe care îl spune și îl vede el aici, este pragmatismul. Versetul 19 din uh, capitolul 2. Vai de cel ce zice lemnului, scoală-te și unei pietre multe te trezește, te poate ia să dea învățătură. Prag pragmatismul. Știți ce înseamnă pragmatism? Înseamnă o închinare în fața unui principiu și principiul spune așa, dacă funcționează, e ok. Și atunci, dacă funcționează, nu? Să zicem, publicul din Biserica Carpaz, din Biserica Albini și așa, se schimbă, nu? Și dacă funcționează faptul ăsta să le aducem pâine și circ, ca pe vremea romanilor, atunci e de la Domnul, nu? Nu, nu, Domnul zice nu. El tocmai se mira de lucrul ăsta, se mira, zicea, măi, nu pot să înțeleg cum ăștia se închină la resorturile, la obiectivele realizate de ei și au obiectul ăsta de închinare, tocmai ce-au făcut, ce-au realizat, ce-au uh, făcut cu mâinile lor. Și ăsta e pragmatism, era pragmatism atunci. Gândiți-vă și dăm exemple biblice. Noie a predicat, dar n-a funcționat. Noi a predicat sute de ani și nu s-au pocăit decât cei din familia lui. Și atunci ce? E un ratat? Noi în ale predicări? Nici de cum. Ieremia s-a dus și le-a predicat celor din timpul lui și le-a prorocit și a zis așa vorbește Domnul. A fost un ratat nici de cum. Chiar dacă ei nu l-au băgat în seamă, dar nu i-au funcționat prorocile. și atunci era proroc mincinos? Nu! Isus Hristos a venit, a predicat am mulțit pâinile, a vindecat, a făcut minuni, am înviat dintre cei morți și nu i-au ieșit lucrurile, pentru că înainte de moarte l-au părăsit toți și au fugit și au rămas singuri. Și asta înseamnă pragmatism, dacă funcționează sau nu. Și vine Domnul și zice, bagă de seamă că asta nu e închinare. Nu, 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 fii atent, închinarea adevărată e închinare biblică. Și revin la întrebarea mea, ce faci când Dumnezeu nu vrea să explice? Mă agăți de umanism? Mă găs de materialism, mă găs de pragmatism, încep să mă închin instrumentelor, încep să mă închin oamenilor, cursa de oameni, frica de oameni e o cursă, spune Biblia. Și Domnul vine și zice, nu, 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 tu știi ce trebuie să faci? Tu trebuie să întrebi pe Dumnezeu, să fii sincer cu Dumnezeu, și să aștepți. Asta trebuie să faci. Chiar dacă te doare, chiar dacă nu ți s-a rezolvat problema, tu trebuie să-L întrebi pe Dumnezeu și să aștepți. Că într-o zi Dumnezeu îți va răspunde, negreșit îți va răspunde. Asta trebuie să faci. Și mă duc în capitolul 2 și la întrebarea asta, ce fac când Dumnezeu nu vrea să-mi explice, vine Dumnezeu și îmi spune, știi ce să faci? Vorbește cu mine și apoi taci. Spune în capitolul 2, ultimul verset. Domnul însă este în templul lui cel sfânt, tot pământul să tacă înaintea lui. Este până la urmă o limită și atât îl întreb pe Dumnezeu și atât mă războiesc cu Dumnezeu și mă cert cu Dumnezeu până la un moment dat când mi se termină cuvintele. Și zic, Doamne, capitulez, depun armele, te rog, vorbește -mi. Și atunci începe Dumnezeu să-mi vorbească. Ce fac când Dumnezeu nu vrea să-mi răspundă? Primul lucru întreb și aștept, al doilea vorbesc și până la urmă n-am ce să fac, trebuie să tac. Dar de la capitolul 3 în jos, să știți, e ceva extraordinar. Deci aici e dulceața cărții Habacuc. Dacă nu exista acest capitol 3, nu știu, ne lăsa așa în suspans chestia asta. Ce fac? Că până la urmă asta e teza cărții. Ce fac când Dumnezeu nu-mi răspunde? Și la versetul 1 în jos, și în special versetul 1, priviți-l, Habacuc 3 cu 1. În special acesta, versetul ăsta. Mă rog și cânt. Și este un moment când rugăciunea mea devine cântare și cântarea mea devine rugăciune și Dumnezeu acolo vrea să ajungă. Asta e răspunsul lui Dumnezeu până la urmă. Celelalte nu mă mulțumesc așa. Nu și în comunism, vorbesc și taci și nu știu ce. Și... Nu. Dumnezeu zice, vreau să ajungi aici. În punctul în care rugăciunea ta, în timp ce te rogi, vine Duhul Sfânt peste tine și îți dă Dumnezeu o vorbire în altă limbă și începi să cânți, că nu mai știi ce să faci. Amintiți-vă textul acela din Cefania. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta, se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de bucurie pentru tine, dar în original. Se poate traduce și altfel textul acesta. De bucurie pentru tine va cânta. Nu va tăcea, va cânta. Și vine Domnul și îmi zice prin habacuc ce fac atunci când Dumnezeu nu vrea să-mi răspundă și aveți toți probleme la, la diferite niveluri și nu le pot în seara asta atinge eu, dar vi le poate atinge Duhul Sfânt direct în inimă. Și vine Domnul și îmi zice așa, știi ceva? Când nu-l înțelegi pe Dumnezeu. Când nu știi de ce Dumnezeu face așa cum face, tu ai o datorie sfântă, sacră, înaintea lui Dumnezeu. Tu trebuie să te rogi și trebuie să cânți. Asta este datoria ta. Datoria omului pe pământ este să-l glorifice pe Dumnezeu și să se bucure de el pe vecie. Asta e datoria omului pe pământ. Și datoria Bisericii nu este să pună omul în centru, materia în centru, datoria Bisericii este să-l pună pe Dumnezeu în centru. Și aici, în capitolul 3, observați lucrul acesta: e cântarea lui Habacuc, psalmul 151 din scriptură, psalmul lui Habacuc. Și începe Habacuc să ne vorbească aici cum și ce trebuie să facem atunci când Dumnezeu vine înaintea noastră și nu-l înțelegem, pentru că așa este el, un Dumnezeu de neînțeles. Și gândindu-ne chiar la secolul trecut cu. Holocaustul cu evrei, la secolul nostru, cu atâția martiri care. Secol, știți că secolul nostru a fost declarat cel mai însângerat secol din istorie. Pentru că acum mor, fraților, mor oameni. Eram în urmă cu aproximativ 15-16 ani la o rugăciune undeva și este o prorocie prin Duhul Sfânt. Și zice, Domnul, iată, se vede un șirac de martiri. Și uite, martirii. Sunt acolo. Știți țările alea și uite, sunt doi care pleacă și Domnul se întărească și Domnul se îmbrace în Duhul Sfânt. Vine Habacuc și începe să vorbească despre ce să faci când Domnul nu vrea să-ți răspundă, nu vrea să vorbească. Și spune el așa, te rogi și cânți. rugăciune, cântare, cântare, rugăciune. Păstorul nostru ne povestea că la ei, în Maieru, când era el copil, a început la un moment dat o cântare prin Duhul Sfânt. Când eram copil, auzeam și eu lucrurile astea, așa mi de dor să mai aud și astăzi așa ceva și cred că Domnul unora dintre voi va a dat și harul ăsta și bucuria asta. În timpul rugăciunii se aude o voce așa mai timidă, care începe să cânte și cântă în altă limbă și se aude o a doua voce și o a treia voce și o a patra și se aud 17 voci, că eu numărat el, și cântau aceeași cântare, aceleași cuvinte în altă limbă, aceeași melodie tot tot, tot era perfect. cântau. Și cineva, un proroc vine și spune, știi ce cântă ei? Nu știu, asta e cântarea lui Moise și a mielului. Mare descoperire. Dar are Dumnezeu pe noi, n-ar vrea să ne ducă tot acolo? Cred că da. Și Moise la capitolul 3 din Habacuc, că până la urmă, capitolul 2 cu 4, unde scrie Cel Neprihănit va trăi prin credință, și capitolul 3 sunt punctul forte al cărții, al cărții Habacuc. Și haideți să privim puțin aici ce înseamnă această rugăciune și cântare, pentru că până aici Habacuc a început să se plângă înaintea lui Dumnezeu și să spună până la urmă, vai, 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 în capitolul de vreo șase ori, spune vaiuri. Dar aici începe să vorbească și să-l pună pe Domnul la locul lui. Vreau să vă spun o experiență. Era în urmă cu câțiva ani și luptam atunci cu niște cazuri mai, mai, grave. Așa, la noi în biserică era o persoană care tot voia să se sinucidă. Și eram cu câțiva frați, eram înrolați așa în lucrarea asta, în lupta asta și la un moment dat am un vis într-o noapte vis foarte interesant. Eram undeva pe un câmp, lângă o cetate. Și văd că din pământ iese, din pământ, o fiară ca un crocodil. Pe măsură ce ieșea din pământ, se făcea tot mai mare, mai creștea. Creștea ca și cum mai umfla un balon. Dar știam că era foarte puternică și are o, o autoritate și o putere uluitoare. Eu împreună cu 3-4 oameni am alergat și cu niște arme, cu săbi, cu ce aveam noi, sulițe, o loviam. Și o loviam și reușeam până la urmă să o facem bucăți și până la urmă ea, cum se tot, se tot micșora, că noi o tăiam, rămânea sufletul din ea ca de mărimea unui șopârle, așa mic. Și la repede se retrăgea în pământ, și peste un pic de timp, iar ieșea și noi iară ne chinuiam. Și iară se retrăgea ce rămânea, și iară ieșea, și iară se uh, umfla așa. Și la un moment dat, unul dintre cei care erau cu noi, ia fiara asta cu mâinile așa, cum poate, și o trântește de, uh, de zidul cetății. Și se face fărâme, s-o făcut praf și l-a dus vântul. Și atunci am înțeles următorul lucru. Oricât vom încerca cu depresia, cu gândurile de sinucidere, cu problemele psihice, cu problemele fizice, să luptăm noi, că noi cine suntem? Robii Domnului. Dar până la urmă, ce face un rob al Domnului lângă dita mai Duhul Rău, nu? Eram copil și într-o noapte am avut un coșmar, dar am fost, a fost bine că am fost cumva responsabilizat că există lumea invizibilă. Aveam un vis, asta e o paranteză scurtă, așa. Aveam un vis și în visul meu a apărut lângă mine o, o, o arătare. Mai întâi am văzut o manta neagră care se înălța, uite, așa, pe lângă mine în sus. Și când îmi ridic ochii și mă uit de mărimea unui stâlp, de curent de pe stradă, de deci vă dați seama, vreo 3-4 metri cât o fi avut, era un om fioros, cu niște ochi roșii și se uita la mine încruntat. Fața era de catifia. N-am văzut față omenească, n-am văzut piele, mușchi, uman, nimic n-am văzut la el. O față de catifia, niște ochi roșii care se uitau fix la mine și am încercat să dau un cot așa și să lovesc nici măcar nu l-am clintit un milimetru, ca și cum aș fi dat într-un perete. Și atunci am sărit din coșmarul meu și am știut că există lume invizibilă. Am știut că există demoni, am știut că există îngeri, am știut că există Dumnezeu. Ei, în visul meu, Visul cel cu fiara care a fost trântită, lovită de zidul cetății, mi-am dat seama de următoarea realitate. Când eu, ca slujitor al lui Dumnezeu și tu, ca om al lui Dumnezeu, cu forțele tale, te duci și lovești în puterea vrăjmașă, ea trebuie să se retragă pentru că Dumnezeu ți-a dat autoritate, dar iarăși va veni. Pentru că tu te-ai dus cu puterea pe care ai avut-o tu și puterea ta e limitată, puterea vrăjmașului și ea e limitată. Dar e un pic mai mare decât a noastră. Noi îl avem pe Domnul Isus Hristos, care ne apără lăudat să fie El. Ei, în momentul în care eu iau o putere vrășmașă și o lovesc de temelia cetății lui Dumnezeu, de ceea ce înseamnă Isus Hristos Domnul, o pun în mâinile lui Hristos, îi dăruiesc lui Hristos problema, îl pun pe El pe primul loc în problema mea, atunci acea problemă se risipește, o duce vântul și eu rămân liber pentru că l-am pus pe Dumnezeu în centrul închinării mele. Și vine aici Habacuc și începe să-mi vorbească în capitolul 3. Și vedeți, parcă sunt divagații, dar până la urmă sunt realități istorice. Ce conține cântarea lui Habacuc? Această a treia atitudine în fața întrebării mele, ce faci când Dumnezeu nu vrea să explice? roagă și cântă, ce să cânt, ce să mă rog? Uite ce pot să faci! Mai întâi, știi ce trebuie să faci? Să cânți puterea și numele Lui Dumnezeu. Spune aici în capitolul 3, versetul 2. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit, însuflețește lucrarea, fă cunoscut, în mânia ta, adu aminte de îndurările tale. Versetul 3, Dumnezeu vine. Deci ce să cânt, ce să pun în rugăciunea mea? Pun persoana lui Dumnezeu cel puțin șase denumiri are Domnul aici în Habacuc unul cu 12 nu ești tu din veșnicie Dumnezeul meu al doilea, Sfântul meu al treilea, stânca mea și s-a cântat în seara asta despre stânca oștirilor stânca, stânca noastră capitolul 2 cu 13 Domnul oștirilor capitolul 3 undeva la final versetul 18, Dumnezeul mântuirii mele tăria mea eu trebuie să-l pun pe Dumnezeu în centrul închinării mele, și atunci toate lucrurile se rezolvă. Pot. Să trăiesc și cu problemele mele, și cu neajunsurile mele, și cu supărările mele. Pot să trăiesc cu ele atunci când îl iau pe Dumnezeu în viața mea, când are El loc în viața mea, când îmi întorc privirile de la ele și mă întorc cu privirile mele spre Dumnezeul meu, să mă luminez de bucurie, să nu mi se umple fața de rușine. Problemele rămân acolo, dar ele se micșorează. Era undeva în zona de nord a țării. Am umblat și am aflat uh, lucruri frumoase, să știți, și merită să le uh, aflați și voi. Eram acolo și a fost o descoperire dată cu privire la cineva, o vedenie avea uh, un vas de lucru și spunea în felul următor, zicea, am văzut, era un vas de lut. Vasul ăsta conținea un de lemn și spunea cuiva, vasul te simboliza pe tine, simboliza inima ta în care Dumnezeu a pus uleiul lui cel sfânt. Ei zice, la un moment dat, scădea nivelul uleiului din vas și tu te uitai dincolo de vasul ăsta și vedeai venind un leu către tine. Dar zice, nu vedeai bine că Dumnezeu spunea că nu leu, că e un iepure, și ți-e frică de un iepure ca de un leu. Ei, în momentul când, spunea vasul de lucru, când uleiul din vasul tău va crește, când puterea Duhului în tine va crește, când autoritatea va crește, tu vei vedea că, de fapt, a fost o iluzie optică ceea ce vedeai tu. Și acel obiect, acel lucru de care te temeai, își revine și intră la nivelul lui. Și atunci nu te mai temi de el. Mi-a plăcut mult de un frate baptist care spunea, zice, dacă mă mai chinuie mult cancerul, zice, lasă aici și plec la Domnul. Am zis, mă, mare maturitate i-o dat Domnul la omul ăsta. Mare maturitate. A văzut cancerul la nivelul lui. Dumnezeu se uită la mine și zice, în primul rând, dacă tu vrei să te rogi, dacă tu vrei să cânți cântă atributele mele, caută în Biblie toate textele care îl măresc pe Dumnezeu, problema ta rămâne și va rămâne poate ca și uh, babaia aia de nisip acolo care formează un, ceva, ceva prețios peste vremuri. Dar rămâne, nu contează că rămâne. Tu întoarceți privirea spre Dumnezeu, caută psalm Mi-a plăcut să știți și aici în Cluj sunt încă din 97, 98 sunt aici în Cluj. M-am dus la o babă, la o bătrână la care îi spuneau mama mare. Era undeva spre fabrica de bere, toți râdeau de ha ha, de paci un pic nebună. Dar m-am dus la ea, la ea se făcea grup de rugăciune și știți ce făcea femeia asta? Și am învățat de la ea ceva ce știau puritanii. Matthew Henry are o carte, îi spune, roagă-te Biblia. Roagă-te Biblia. Femeia asta, fără să-l citească pe Matthew Henry, pe marele comentator puritan, făcea lucrul ăsta. Și știți ce făcea? Deci, hai frate să ne rugăm. Soțul ei, un bătrân, s-a apucat, că știrile, că așa, taci mă, taci că păcătuiești, taci. Noi nu trebuie să vorbim lucruri. Hai, hai să ne rugăm. Și mergeam în cameră și bătrân aș lua Biblia și o deschidea. Și atenție, vă dau un exemplu că știți. Psalmul 23. Doamne, este păstorul meu așa, așa. I-a știți cum se ruga. Doamne, Tu ești păstorul meu. Doamne, eu nu trebuie să duc lipsă de nimic. Și începea să se lupte cu Dumnezeu pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Și se ruga Biblia. Și asta îi dădea putere spirituală, autoritate spirituală. Și am învățat lucrul ăsta de la o bătrână. Și vine Domnul și îmi zice, dacă tu vrei să fii biruitor asupra gândurilor care vin în mintea ta, când mă căsătoresc? când o să mă angajez, când o să am casa mea, când o să am copiii mei, când o să mă duc în America, du-te în America acum, vezi ce se întâmplă acolo. Peste tot e incertitudine, credință în vremuri incerte. Domnul zice, nu, tu n-ai nevoie de asta, tu ai nevoie de Dumnezeu care e stânca viacurilor. de asta ai nevoie în vremurile astea incerte. Pune-L pe El pe primul loc. Și priviți aici, de la versetul 4, ia un element din portretul lui și ne-l aduce, zice, din mâna lui pornesc raze, amintiți-vă de mâna de pe Golgota, de acolo avem noi, tot, 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 de acolo vin razele spre noi, puterea lui Dumnezeu, din Golgota. Am un prieten, locuiește undeva lângă Gherla și el se roagă pentru demonizați, pentru cazuri speciale și îmi spunea că într-o noapte, a avut un vis și în visul lui vedea aici pe calea turzii cum urcau doi șerpi, mari, așa erau de mari că unul din ei ce doi oameni nu-l puteau cuprinde, așa era de mare, ca diametru. Și la un moment dat am ieșit înaintea lor, spunea el, și am început să lovesc pe unul din ei și au început să vorbească cu voce omenească și a zis așa, voi sunteți binecuvântați cu căpetenia voastră cu Isus care vă vine în ajutor ori de câte ori îl chemați, dar pentru noi orice speranță este pierdută. Vă dați seama cum luptă demonii, cum luptă diavolul, orice speranță e pierdută pentru el. Și secretul ăsta cu Isus Hristos, cu sângele lui Isus, cu numele lui Isus, l-au știut până și copiii, au fost misionari și citeam și mă minunam tata și mama era plecată, copilul rămas în casa misiunii și venea cu tare, cu un demonizat și copilul zice, eu nu știu, tata nu e aici, mama nu e aici, dar eu fac ce l-am văzut pe tata făcând, își punea mâna copilul pe capul bolnavului, pe capul demonizatului și spunea, sângele lui Isus, sângele lui Isus și diavolul de ieșea și pleca. De ce? Numele lui Isus are autoritate, are putere. Și versetul 5 de aici din capitolul 30. Înaintea lui merge ciuma Molima calcă pe urmele lui Se oprește, măsoară pământul cu ochiul Privește, face pe neamuri să tremure Deci aici, aici Vedem lucruri care sunt Însoțitoare ale revenirii lui Hristos Uite ciuma, uite molima Uite virusul acesta care vine Uite cu tremure de pământ Uite inundații Sunt toate lucrurile care prevestesc Revenirea Domnului Hristos și în rugăciunea mea, dacă îl pun pe Iisus, pe primul loc, imediat, de la versetul 17 în jos, hai să spunem și 16, că este aici o atitudine care nu este chiar plăcută lui Dumnezeu, dar de la 17 în jos este atitudinea de nebunie a credinței pe care o așteaptă Domnul de la noi, să știți. Noi putem fi în așteptarea revenirii Domnului Isus, în așteptarea răspunsului pe care Domnul nu vrea să-mi dea, nu vrea să-mi explice, l-am pus pe el pe primul loc și pot să fiu un creștin necredincios. Și să pun versetul 16, aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, creștin de tip oare. Și încep să spun, oare, 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 amintiți-vă de diavolul, șarpele cel vechi. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Și vine Domnul și zice, ăsta nu e un om de care mie îmi place cu oare. Oare. Avem în albinii pe fratele Presecan, ne bucurăm încă de slujirea lui și voi îl aveți aici pe fratele Crișan, domnul să cuvinteze, binecuvinteze, oameni serioși ai pocăinței. Fratele Presecan îmi povestea că în Turda, în timpul regimului comunist, a primit un transport de Biblie și trebuia să-l aducă în Cluj și să-l ascundă într-un garaj, într-un beci al unui garaj. Când a ajuns sus, acasă, în apartament, nevasta lui a zis, nu aprinde lumina, dar speriată. Ză, ce s-a întâmplat? Ce du la fereastră și uite-te. Când s-a dus la fereastră, jos lângă mașina lui care era plină de Biblii, erau securiștii cu lanternele. Uite așa se uitau în mașină. Vai de mine, au lemnit. Ce să fac? Ăștia îmi fac dosar, ăștia mă închid. Ce să fac? S-au pus pe genunchi. Doamne, ce să fac? Și apare o luminiță. Nu te teme, eu sunt cu tine. Oh, slavă Domnului, gata, plec. Dar zice, mi-a venit în gând iară să mă uit pe geam. Și când m-am uitat ce am văzut, vai de mine, iar acolo. Iar pe genunchi, Doamne, ce să fac? Nu ți-am zis că-s cu tine? Vedeți, oare, oare, oare. Îndoiala, necredința. Și până la urmă, Domnul l-a ghidat. A avut un GPS mai specializat decât GPS-urile noastre. Eu zis Duhul Sfânt în timp ce conducea, că ei au dispărut, nu știu, dar până la urmă au început să-l urmărească. Și zicea Duhul Sfânt, iau la stângă, la dreapta, la, la și a intrat într-o curte care era deschisă. Duhul Sfânt a văzut din cer care era poarta cu ușa, cu por... care era poarta deschisă. Și a intrat acolo. O stins farurile și au plecat și nu l-au mai găsit. Dar uite, în așteptarea revenirii Domnului, eu pot să am atitudinea asta, oare, oare. Și asta e necredință. Și zice Domnul, nu, nu, nu. Și mă duc în versetul 17. Și tai un cuvânt de aici. Nu zic chiar dacă și zic dacă. Și asta e o a doua atitudine. Și Domnul zice, nu e bună, e condiție. Credință condițională, asta nu e bună. Amintiți-vă de Iacov. Dacă vei fi cu mine, dacă îmi vei da mâncare, dacă îmi vei da haine, dacă mă vei păzi, vei fi Dumnezeul meu. Și am întâlnit oameni și copii și tineri care îi puneau condiții lui Dumnezeu. Nu-i bine, nu-i bine. Asta nu e atitudine bună înaintea lui Dumnezeu. Domnul îmi zice, roagă și cântă, cântă mărimea mea, cântă numele meu, cântă atributele mele, cântă tot ce vrei despre mine, dar să cânți și cântarea credinței, asta te privește pe tine personal. De la versetul 17 în jos, tu trebuie să cânți și să spui chiar dacă. Doamne, dar stai un pic și le luăm și le aplicăm la vremea noastră. Zmochinul nu va înflori. Adică te duci la moluri și pe la mega imagi și prin alte părți și nu mai găsești fructe și dulceață și ciocolată și ce îți place ție. Nu mai găsești nimic. Păi dispărut smochinul. era dulceață în Israel. Și vine autorul și zice, vița nu va da niciun rod. Te duci și nu mai găsești niciun suc, nimic, nimic, nimic. Absolut nimic. Și merge el mai departe, rodul măsinului va lipsi. Uleiul, cosmeticele, băi, nimic am, n-am mai găsit, îți goale rafturile. Și te duci mai departe. Și zice, câmpile nu vor da hrană. Și mă gândesc la pâinea care se face din hrana câmpiilor, și la tot ce înseamnă patiserie, și nu mai găsești. Și nu mai găsești un compot, și nu mai absolut nimic. Nimic. Și zice, oile, oile erau principala sursă de lână pentru uh, haine. Mai era și uh, Camila și așa, dar oile erau principala sursă pentru haine, de lână. Și să mergi pur și simplu, să fie gol, gol, gol peste tot, să nu mai găsești nimica. Ce faci? Și merge el mai departe și zice, nu vor mai fi nici boi în grajduri. Tehnologia, nimic, nimic din ce înseamnă tehnologie. Să se oprească ca în Republica Moldova. Toate becurile, toate luminile. Așa am pățit. Umblam prin întuneric, trebuia să avem lanternă, că nu puteam să bășbăim prin întuneric ăla. Pentru că făceau economie pe stradă și și prin case. Stăteam în biserică Dârdeam așa și am zis, băi, fraților, dar frigă aici la voi. O, zice, stai să vezi când vine gerul ăla din Siberia, ce frigă i Și acum mai nu-i nimica. Săteam cu paltoanele și dârdăiam. Și să lipsească toate astea și mașini și tot ce înseamnă tehnologie să lipsească. Și să te uiți înaintea lui Dumnezeu și să-i spui, știi ceva, Doamne, nu te înțeleg, nu știu de ce faci lucrurile astea, dar chiar dacă, acesta e cuvântul credinței mele, într-o vreme incertă, Chiar dacă în America o să iasă ăla sau celălalt, nu mă interesează. Pe mine mă interesează că pe tronul Universului e Hristos Domnul. Chiar dacă, cum se spunea, WhatsApp-ul, nu știu ce e cu el, e adevărat, nu e adevărat, nu mă interesează să comunic cu cerul, să mă pun pe genunchi să vorbească Dumnezeu, să mai găsesc N soluții la problema asta. Vine aici omul ăsta, omului Dumnezeu și spune, chiar dacă, dacă smochinul nu florește, îmi rămâne pomul vieții. Dacă rodul măslinului lipsește, îmi rămâne Duhul Sfânt, care are un ulei mai scump decât orice ulei de pe pământul acesta. Dacă o să lipsească oile și boi, mie îmi rămâne mielul lui Dumnezeu, care a ridicat păcatul meu și al lumii întregi. Pot să plece toate, pot să dispară toate, să rămână Isus Domnul meu și mi de ajuns. Și mă duc în Biblie, la alte cazuri, vreau să pun punct. Gândiți-vă la cei trei tineri care stau în fața cuptorului aprins și li se spune așa, ori asta, ori asta, ori te închini înaintea unui chip, care e chipul lumii, care e chipul meu, mă ador pe mine, a zis împăratul, ori intri aici, în cuptorul ăsta de foc Și ei se uită la cuptor Se uită la chipul acela, dar se uită și în sus Și încep să-i spună, știi ceva? Nici nu-i nevoie să-ți răspundem Deja ne-am hotărât, deja eram hotărâți dinainte Nu ne mai gândim, noi nu mai dăm înapoi Dumnezeul nostru poate să ne scape Dar s-ar putea ca Dumnezeul nostru să nu ne scape Chiar dacă nu ne va scăpa Noi tot nu ne vom închina chipului tău Și nu ne vom închina ție împărate S-a terminat Și mă duc la un alt om al lui Dumnezeu Un Iov în capitolul 19 Și spune el acolo Că aș vrea ca vorbele mele să fie scrise într-o carte Și să pati cu priboi, cu un cui Cu ceva care zgârie în stâncă pe vecie Știu ceva că răscumpărătorul meu este viu și știu că se va ridica la urme pe pământ și chiar dacă nebunia credinței, chiar dacă nu voi mai avea carne, nu voi mai avea piele, nu voi mai avea ochi, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia și trupul meu, sufletul meu, duhul meu, tot ce este în mine, tânjește de dor după ziua aceea ca să-L văd pe Dumnezeu. Și vine Dumnezeu, și iarăși mă întreabă în seara asta. Și vedeți, puteam să aleg un titlu mai atractiv, că în vremea noastră noi suntem obișnuiți cu prezentările astea de tip cum să faci casă. Și atunci imediat să mă duc cu ceva practic. Dar Domnul vine și zice, ce faci? Când Dumnezeu nu vrea să explice. Până la urmă, nu mai știi ce să faci. Dar uite că Domnul îți dă soluții. Îl întrebi, ești sincer, aștepți? Încep să vorbești cu Dumnezeu, taci până la urmă, să-ți vorbească Dumnezeu, să-L auzi. Amintiți-vă de istoria aia cu copilul, toți se certau în casă că nu găseau ceasul. Era ceas de la vechi, tip vechi, ceas. Și copilul a zis, tăceți! Și toți au tăcut. Și l-au auzit picăind sub pat. Și atunci eu știu unde e ceasul. Când eu mă pierd în lumea lui Dumnezeu, ar trebui să tac ca să aud vocea lui Dumnezeu cum îmi vorbește. Și Domnul când vine și îmi vorbește, spune, știi ce trebuie să faci? Ce? Să te rogi și să cânt, să cânți și să te rogi. Cântarea ta să devină rugăciune, rugăciunea ta să devină cântare. Astea împreună să meargă ca o jertfă de bun miros până la mine în cerul meu. Și cântarea ta trebuie să-l aibă în centru și rugăciunea ta pe Hristos, puterea Lui, atributele Lui, cine este El pentru tine. Și acolo, avându-L pe Hristos, o să-ți găsești credința, o să te regăsești pe tine. Dacă uiți de Hristos, începi să pui oare, 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 dacă, dacă, dacă. Dar Domnul zice, nu, când îl găsești pe Hristos în centrul închinării tale, atunci o să spui, chiar dacă, mi-am rămâne Hristos. Și asta mi-e de ajuns, lucru de ajuns. Vedeți, cam aceasta este tema pe care Domnul mi-a pus-o pe inimă în seara asta, credință în vremuri încerte înseamnă Hristos, Hristos. Hristos în voi de slavei. De multe ori, să știți, și am întâlnit oameni, frate, cum să fac să am credință? Dar nu există rețetă pentru credință, frate. Știi ce înseamnă credință până la urmă? O încredere ne nezguduită. O încredere neclintită. Ce înseamnă încredere? Îi cineva lângă mine și eu am încredere în el. Nu pot să am încredere în, Într-un neant, nu? În abis, în vid. N-am încredere în nu știu ce. Îi cineva lângă mine și eu în credere, îmi pun credința mea în el. Ăsta e Hristos, e cel credincios. Și când vine în centrul închinării mele, eu îmi iau credința mea mică și mi-o pun în el. Și zic, cred, Doamne, da, ajută-ne credința mele, e slab ești foarte slab, dar tu ești lângă mine. Știi ceva? Cred în tine. Nu știu dacă tu o să mă vindești de problema asta pe care o am de 10 ani, de 15 ani, de 20 de ani. Nu știu. Nu știu dacă tu o să rezolvi problema care mă apasă pe mine acum, dar sunt bucuros că sunt cu tine, sunt bucuros că ești Dumnezeul meu, cred în tine, cred că poți, cred că vrei să faci lucrul acesta și până la urmă Domnul îl face. Asta înseamnă credință, o definiție simplă, să fie Domnul lângă tine și să-L vezi. Asta e credință. Asta e credință. Nu dăm teorie și credința e așa, credința... nu, 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 nu. Domnul lângă tine, citești Biblia, credința vine în urma auzirii, crezi că Domnul lângă tine, consideri că e lângă tine și începi să conversezi cu el. Și imediat îți dă Domnul credință și o toarnă în inima ta. Și atunci ai credință în vremuri incerte. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.